Localnicii spun că șoferul mașinii de teren ar fi pierdut controlul volanului înainte de a se răsturna. Nimeni însă nu știe cum a fost posibil, însă cred că bărbatul avea viteză. Mai mult decât atât, în mașină polițiștii au găsit și o sticlă de coniac, așa că nu exclud ca șoferul să fi fost băut. Pur și simplu au pierdut controlul mașinii și s-au răsturnat. S-au lovit de zidul spărțitor și au intrat în copac. 4 ambulanțe și o auto specială de la pompieri, dar și o mașină de la descarcerare au sosit imediat la fața locului. Salvatorii au scos dintre fiare 3 victime. Șoferul și încă un bărbat aflat pe bancheta din spate respirau și au fost transportați la spital. Femeia însă murise. Mai avem mașină implicată sau nu? Ce-am găsit noi? Secția de pompieri Mangalia a intervenit la un accident rutier descarcerare în curbă la 23 august, cum se mai spune. A fost o victimă decedată și 2 salvate și trimise cu ambulanță RSAJ. La fața locului au sosit la scurt timp și rudele femeii, fica și soțul. Vestea morții a căzut ca un trăsnet asupra lor. Și el? El nu, era la spital. Cine a condus? Ea unde este? Cine a condus? Proprietarul mașinii. Proprietarul a condus. Ce? E grav. A murit. Soțul la... La doamna? Da. Și unde se ducea doamna? Doamna era la o cunoștință în 23, trebuia să vină acasă. Și o aducea dânsul? Păi nu știu, o aducea, trebuia, nu știu, absolut nu știu nimic. Am sunat-o cu jumătate de oră înainte și a zis că vine acasă. Și după aia l-am sunat și mi-a răspuns poliția. Trupul femeii a fost depus la morgă pentru efectuarea necropsiei. Șoferul s-a ales cu dosar penal, iar după ce va ieși din spital va fi acuzat de ucidere din culpă și vătămare corporală gravă. Locul în care s-a petrecut acum accidentul pare să fie blestemat. În august anul trecut, 5 oameni au murit după ce mașinile lor s-au lovit frontal, la doar câțiva metri distanță de locul tragediei din weekend. Câteva ore mai târziu, la Agigea, pe drumul spre stațiunea Techerghiol, un alt accident de circulație s-a soldat cu rănirea altor 4 persoane. Iar în Constanța, un pieton a ajuns de petrecere sub roțile unui bolid de viteză.